Pacea Domnului! Stimați frați, stimate surori, dragi prieteni, numele meu este Gabriel Golea și, după cum știți, sunt secretarul general al Uniunii Franco-Belgiene. Am fost însărcinat să vă citesc în limba română un comunicat oficial al Uniunii Franco-Belgiene adresat dumneavoastră, membrilor și prietenilor comunităților adventiste de pe teritoriul Uniunii noastre, a celor două conferințe din Franța și conferința din Belgia și Luxemburg. Trăim vremuri deosebite datorită acestei crize sanitare cu care se confruntă întreaga omenire, pandemia dată de coronavirus. Câteva întrebări. Ce semnificație putem da acestei situații în timp ce noi continuăm să cerem, ca și copii ai Domnului, protecția unui Dumnezeu atotputernic, plin de iubire? În viața noastră, ce loc acordăm Sfintelor Scripturi și, în special, profețiilor conținute în Cuvântul lui Dumnezeu? Există o contradicție între respectarea măsurilor sanitare, de exemplu, închiderea bisericilor, aplicarea gesturilor de igienă, izolarea în case și credința într-un Dumnezeu care poate depăși boala și care se prezintă la noi ca suveran al Universului. Invităm pe membrii bisericilor noastre, adulți, tineri, copii, să trăiască această perioadă de izolare cu o credință lucidă, inteligentă și proactivă. În ciuda împrejurărilor, să rămânem încrezători în Domnul și în făgăduințele Lui. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul, spune psalmistul. Să evităm extremele, să continuăm să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să studiem profețiile cu pasiune, cu sinceritate și smerenie. Cu toate acestea, să nu tragem concluzii pripite sau strict personale. Mai degrabă, să fim luminați de Duhul Sfânt. Sunt convins că Dumnezeu este și va rămâne mereu suveranul Universului și al istoriei noastre personale. De asemenea, să participăm activ la efortul general de a proteja viața și de a limita răspândirea virusului. Este responsabilitatea noastră ca cetățeni să luăm măsurile necesare indicate de autoritățile publice pentru gestionarea acestei crize de sănătate. Să arătăm societății civile angajamentul nostru total. Să păstrăm credința și motivațiile noastre bune, chiar dacă izolarea în case nu este întotdeauna ușor de gestionat. Așa cum știți, biserica noastră a susținut întotdeauna un stil de viață sănătos și a demonstrat un spirit de solidaritate, de sprijin practic și spiritual în momente dificile. Acum, prioritatea este protejarea vieții. Să fim eficaci în realizarea acestei misiuni. Să rămânem atenți și la cei sărmani, la cei mai în vârstă, la cei expuși riscurilor. Respectând instrucțiunile de igienă, să fim gata să promovăm solidaritatea între vecini și, bineînțeles, între membrii aceleiași comunități. Să mărturisim în mod concret credința noastră. Este o parte a misiunii. Devizia Uniunii Franco-Belgiene pentru 2018-2023 este așa de actuală astăzi. Împreună, purtători ai speranței. Prin harul lui Dumnezeu și ajutat de puterea sa, ne rugăm pentru a putea depăși această perioadă dificilă, atât pentru societate cât și pentru biserică. Să păstrăm în inimile noastre făgăduința Domnului, așa cum este exprimată în Isaia 41:10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.